Sincer să fiu, nu am fost atent și nu am știut că Xiaomi continuă să producă Redmi Note 8. Este deja a treia variantă a același model. A fost Redmi Note 8, apoi Redmi Note 8T, același telefon, dar cu NFC, și ăsta este Redmi Note 8, dar cu sufixul 2021. Ce este nou aici și care este diferența? Noi vedem imediat, dar la momentul actual, ăsta este cel mai gustos telefon până în 150 de euro. Și înainte să încep, vreau să-mi scrii în comentarii, sunt curios să știu părerea ta. Tu ai dat 150 de euro pe așa un telefon sau totuși ești gata să mai adaugi 50, 70, poate 80 de euro pentru un mid-range în toată legea? În cutie găsești exact aceleași lucruri pe care le aveai și până acum. Husă, cablu și încărcător. E straniu să vezi încărcător în cutia unui telefon de 150 de euro și să nu vezi în cutia unui de 1000, dar asta e. Despre aspect și despre display pot spune exact același lucru. Totul a rămas neschimbat, dar pentru cei care nu sunt familiarizați cu Note 8, eu am să repet. Pe spate e sticlă, îți amintesc, costă doar 150 de euro. Încă. Rama este din plastic, pe spate ai cititorul de amprente clasic, vechi, cum se produceau încă 2-3 ani în urmă, jos este portul pentru căști, sus infraroșu, sunetul, evident, tot mono a rămas. Singura schimbare pe care eu am observat-o este că ăsta nu are folie de protecție din cutie, lipită pe ecran, probabil au avut de ales între o folie de protecție și încărcător. Am să adaug și despre display. E IPS cu 60 Hz, evident, nici vorba de 90 sau 120. E exact același display care l-am avut și pe celelalte două modele. Singura problemă sau singurul comentariu este rezerva mică de luminozitate. Ea a rămas aceeași 450 nits. Atunci când e un soare puternic, practic nu se vede nimic. În încăpere, totul este perfect. Deci, care este diferența? De ce acest smartphone poate fi actual și în 2021? Procesorul. Procesor MediaTek Helio G85 în loc de Snapdragon 665. Azi eu nu vreau să zic despre care și cu ce este mai bun, care este diferența între ele. Scopul meu este să vedem ce îți poate oferi pentru acești 150 de euro acest MediaTek. Jocuri. Lansează el absolut orice. Vorbesc acum despre Call of Duty sau PUBG. Singurul moment sau singura diferență este că o va face mai greu. Lansează jocul în cam 7, 8, 9 secunde în loc de 3 sau 4 și însăși conținutul jocului, hărțile sau careva detalii din joc, tot le descarcă mai greu. Dar merge, le lansează și este confortabil pentru joc. Call of Duty, Asphalt 9, Real Racing 3, toate la setări minime, dar rulează fără careva lag și fără careva dificultăți. PUBG este singurul joc care îl lansează, la setări minime de grafică evident, dar cu lag. Interfața. Problema cu ea este că înainte de asta eu am testat tot un Xiaomi, dar cu 120 Hz și acum este greu să consumi una cu 60 Hz când știi că există și cu 120 și este mult mai lină, mai frumoasă, mai plăcută. Dar pentru acești 120 Hz sau cel mai apropiat smartphone cu 120 Hz, tu va trebui să adaugi 50, 60, poate 70 de euro. În rest, absolut nicio diferență, niciun lag. Se creează doar impresia că ai în mână un Xiaomi lansat 2-3 ani în urmă. Deci, concluzia poate fi următoarea. În principiu, îl poți alege pentru gaming, dar desigur, mari așteptări de la el nu poți ai. Aici, apropo, ceva pedic îți va pune autonomia. La bord sunt 4000 de mAh, e bine, e o cifră destul de impresionantă, dar sunt două scenarii de utilizare. Prima, momentul în care tu îl iei pentru jocuri. Procesorul este destul de slab, el va rula evident mereu la maxim și cel mai bun rezultat pe care tu îl vei obține sunt 3-4 ore de ecran activ. Desigur, mai puțin de o zi. Al doilea scenariu, exclus jocurile, iai în calcul că ai 60 Hz, dar nu 120, iată, în acest scenariu, ușor obții 8-9 ore de ecran activ, adică 2 zile complete. Camera.
Xiaomi nu i-a acordat mare atenție, așa că nu o să facem asta nici noi. 48 de megapixeli ai pentru senzorul de bază, 8 pentru cel larg și câte 2 megapixeli pentru senzorul de adâncime și pentru senzorul macro. Totul este raportat la scop. Pentru acest buget, mai bun nu găsești absolut nimic, te asigur de asta. Nu ai cele mai bune detalii, nu ai cel mai bun contrast, nu ai cea mai bună reglare de lumină, dar ai o gamă de culori bună. Două comentarii am la partea foto. Eu, evident, nu aveam mari așteptări de la ea, dar oricum, aceste două lucruri puteau fi mai bune. 1. Senzorul cu unghi larg distorsionează imaginea. Și 2. Însă și interfața camerei este destul de lentă. Îi ia cam o secundă, poate chiar două, să treacă între senzori. Și dacă tu ai nevoie să captezi ceva urgent, repede, până el va trece la senzorul cu unghi larg sau înapoi, acel animalul deja va pleca. Dar, repet, pentru 150 de euro, alte așteptări tu nu poți avea. Pentru o cameră mai bună, tu va trebui să plătești 50, poate 70 de euro în plus. Ce vreau să zic în concluzie? MediaTek-ul de acum nu este absolut cu nimic mai performant decât Snapdragon-ul de 2 ani în urmă. El este doar mai actual pentru aplicațiile de astăzi, pentru necesitățile de azi. Însă, dacă nu compari, dar abordezi totul din latura, uite, am 150 de euro în buzunar, am nevoie de un smartphone, ăsta e perfect? Sau nu? Da, este, pentru că pentru necesitățile de bază e perfect, ai sunet ok, display, de ce nu, da, cu 60 Hz, nu cu 90 sau 120, dar gama de culori și toate restul sunt potrivite și cel mai important, autonomie. Care e cel mai apropiat concurent? Redmi 9T. Da, el nu arată atât de bine sau nu este atât de elegant, în schimb vei avea de câștigat la sunet, el are sunet stereo și puțin la partea de autonomie. Next level you. Enter.